Primarul Severinului, Marius Creciu, a precizat în cadrul unei emisiuni difuzate de postul nostru de televiziune că extinderea rețelei de gaz și instalarea a tot mai multor centrale termice de apartament ar putea genera o poluare accentuată la fel ca la Baia Mare. Și tocmai de aceea va lua o decizie după o amplă consultare publică cu severinenii pe această temă. După această declarație, liderul PNL Mehedinți, deputatul Virgil Popescu, unul dintre susținătorii extinderii rețelei de gaz, a venit cu propriul său punct de vedere. Acesta susține că în lipsa unui investitor care să construiască o centrală termică pentru continuarea termoficării în sistem centralizat, singura soluție rămâne aceea a centralelor de apartament. A rămas ușor surprins. Nu pot să afirm că rețeaua, dacă extingem rețeaua de distribuție a gazelor în tot orașul și cetățenii Severinului, severinenii se vor încălzi cu gaze naturale pe centrale individuale, se va polua orașul și generațiile viitoare vor avea de suferit. Mi se pare o declarație nereală. Am dat exemplu orașului Sibiu, un oraș unde există acest tip de încălzire individuală. Tot orașul Sibiu este încălzit individual cu centrale de apartament, dar în același timp orașul Sibiu este un oraș cu cea mai bună calitate a vieții din România și nu există poluare masivă. Vă mai pot da, nu știu care e problema la Baia Mare, dar eu nu cred că Baia Mare a ajuns să aibă o calitate proastă a aerului datorită centralelor de apartament. Președintele PNL Mehedinți mai arată și faptul că trebuie găsită o soluție cât mai urgentă pentru încălzirea orașului, deoarece avem o reală problemă în acest sens. Discutat pe termene clare, dar nu pe 4 ani, pe 5 ani de zile, pentru că deja nu mai putem aștepta 4-5 ani de zile, ci pe un termen foarte scurt, 1-2 ani, maxim 1-2 ani. Dar eu aștept ca această licitație, de care înțeleg că ar fi în cursul lunii iulie, de producerea energiei electrice și termice în cogenerare centralizat pentru încălzirea orașului, să demareze și să vedem dacă avem un investitor sau nu avem un investitor. Mai este o variantă de mijloc, eu am mai spus-o și în acel studiu de oportunitate, a fost luată în calcul, de montarea unor centrale de producere a energiei termice, doar termică, în centrale de zonă. Termoficarea Severinului a rămas și va rămâne o problemă constantă pentru iernile care urmează, iar găsirea unei soluții viabile și economice reprezintă o prioritate pentru toată administrația locală. Rămâne de văzut totuși care va fi cea mai fericită dintre soluțiile care se vor adopta.